Nouă persoane care transportau substanțe radioactive din Transnistria spre Ucraina au fost reținute la Cernăuți. Serviciul de informații de la Kiev a anunțat că suspecții aveau asupra lor un container ce conținea un kilogram și jumătate de uraniu. Încărcătura a fost depistată într-o mașină cu numere străine. În automobilul care venea din Transnistria se aflau cele nouă persoane, opt cu cetățenie ucraineană și una din Rusia. Deocamdată nu se știe care era destinația uraniului. Una dintre versiuni ar fi crearea unei bombe care urma să fie folosite pentru destabilizarea situației din sud-estul Ucrainei. Pe marginea cazului a fost deschisă o anchetă.